Vă propun la sfârșit de săptămână un spectacol excelent la care veți râde copios, dar care vă va pune și pe gânduri. Este un spectacol de comedie care reușește cu succes să îndulcească tonul ororilor petrecute în fața sau în spatele cortinei, atât la propriu cât și la figurat, și în care veți descoperi importanța artei, care într-un final reușește să învingă chiar și cei mai sângeroși dictatori. A fi sau a nu fi, la Teatrul de Comedie, în regia lui Vlad Masaci, va avea o nouă reprezentație sâmbătă, 25 mai. Pe scena Teatrului de Comedie din București s-a născut nu de mult un spectacol viu, inteligent, actual, care, deși urmează linia unui celebru film din 1942, își are propria sa construcție, captivând pur și simplu publicul. A fi sau a nu fi. În traducerea și regia lui Vlad Masaci. Felicitări, Vlad Masaci. Publicul a făcut deja din A fi sau a nu fi un mare succes de casă al stagiunii, râde și totodată cade pe gânduri. Aș putea spune două funcții importante ale teatrului de azi și dintotdeauna. Este ceea ce ți-ai propus? Clar, pentru că comedia întotdeauna se naște dintr-un sol fertil de multă dramă și multă tristețe. Și povestea pe care o relatăm noi aici și e plină de haz, în același timp ea de fapt relatează despre niște oameni care trebuie să își salveze libertatea și chiar viața prin intermediul artei lor actoricești. Practic, spectacolul A fi sau a nu fi tratează într-o cheie, aș spune foarte ironică, răni adânci și poate, nu știu, nevindecate ale umanității. Și vorbim acum concret despre ocupația nazistă a Poloniei în timpul celui de-al doilea război mondial. Da, dar rănile, omenirea are talentul ăsta să își cicatrizeze niște răni după și aia să uite destul de repede. Și după aia să le zgândere până din nou sângele. Lucru care se întâmplă chiar acum în prezent cu rușii și cu ucrainienii. Deși textul, eu l-am, intenția mea de a-l monta e un pic mai veche decât de anul trecut. S-a întâmplat că prin prezentul ăsta pe care îl trăim și prin spaima asta care aleargă prin aer, el a căpătat o valență mult mai actuală și cred că, mai ales dacă ne amintim de teatre făcute una cu pământul, prin bombardament, bombardate, da, cu oameni și cu copii în interiorul lor și așa mai departe, adică chiar și pe vremea când s-a scos filmul ăsta, Ernst Lubitsch a fost foarte criticat pentru că s-a zis, da ce faci tu, râzi de ocuparea Varșoviei și de fapt culmea este că în 1942 nici măcar nu se știa, cum să spun, gravitatea situației, dar acum se știe. Probabil că nici noi nu știm gravitatea reală a situației din prezent, dar o vom afla cândva. Și cred că asta este menirea teatrului, spectacolului de teatru și mai ales chiar și a comediei, pentru că foarte multă lume crede că comedia e un gen ușurel și oamenii au senzația că dacă vin la teatru de comedie trebuie să râdă în hohote și tot ce nu atinge nivelul ăsta e o neîmplinire.
Da, bun, acum dacă e să vorbim despre rostul teatrului ca oglindă a societății implicat în realitatea asta curentă, spectacolul tău, să spunem, nu face referire directă la contextul actual, da? Războiul din Ucraina, ocupația. Sugerează ca publicul care vine și parcurge întreaga poveste prezentată să judece emoțional, dacă vrei, cum se poate ca în istorie să se repete o tragedie, un astfel de război anormal provocat de un dictator. Da, noi nu încercăm să băgăm un deget în ochi nimănui, dar cum ai spus și tu, e un spectacol care te pune pe gânduri și el te pune întrebări. Pe gânduri și pe mai multe planuri. Pe de o parte, din punctul ăsta de vedere istoric și politic, pe de altă parte te pune pe gânduri legat de natura umană, după aia te pune pe gânduri legat de natura artistului din teatru, care are și el vanitățile lui copilărești și care, culmea, funcționează chiar și în situații dramatice. Și distanța asta paradoxală dintre realitate și felul în care te percepi tu ca artist creează un paradox comic. Spui tu în caietul program și foarte frumos, chiar vreau să te citez: acest spectacol nu este despre război, nu este despre violență, ci din contră este despre candoare, curaj, imaginație și inteligență. Este o declarație de dragoste pentru teatru și pentru făcătorii de teatru, începând cu actorii și ajungând la mașiniști și cabiniere. Spectacolul este, în fapt, teatru în teatru și este, de fapt, un spectacol despre magia teatrului. Exact, despre magia teatrului, despre, adică sunt momente în care și din situația de lumini, în care totul pare plat și lipsit de speranță, și odată se declanșează această magie a teatrului, odată apare o lumină de spectacol, apar niște costume și dintr-o dată răul ăsta plicticos și săcăitor se transformă în speranță și în magie. Aș vrea foarte mult să discutăm puțin, să subliniem costumele, decorul, muzica, light design-ul, chiar momentele acelea selectate din filmul original, toate servesc scopului gândit de tine prin prisma textului pe care l-ai tradus. Da, și pentru că noi ne-am propus, cum zic, mai multe planuri de acțiune. Unul dintre ele este și acela al dialogului dintre spectacol și filmul da. Care a stat la baza lui, dintre spectacolul acesta al teatrului de comedie și alte spectacole ale teatrului de comedie, ne-am permis să facem felurite, să dăm felurite citate din spectacolele și filmele înrudite cu ce arătăm noi pe scenă. Și mărturisesc că cei din branșă chiar le gustă, recunoscându-le pe aici, pe acolo. Da, da, și am senzația că și mulți dintre spectatorii din sală sunt spectatori fideli ai teatrului de comedie și se amuză atunci când aud acest dialog. Vlad Masaci se râde... copios, se râde mult la spectacolul acesta de la Teatrul de Comedie, se râde din motive diferite. Granița aceasta dintre teatralitate și realitate, așa cum ai construit tu întreg spectacolul, aproape dispare, palpabil. Nu mai vezi, nu mai simți, nu mai e. Iar actorii devin eroii unei singure arme, arta lor. Da, și e plin de, adică e dătător de speranță faptul că arta chiar învinge. Te poate, da, că arta învinge, că arta te scoate din marasmul
unor ani grei, eu cred că dacă e așa cum ne relatezi, că ai fost la spectacol, da, se râde, cu mâna că se pe și suflet. Oftează. Chiar am simțit întreaga sală, m-am uitat la spectatori, am ieșit pe aceste, în foaierul teatrului de comedie, am ieșit pe culoar și m-am uitat, am auzit comentariile lor, am înțeles emoția din ochii unora. Da, pentru că mie mi se pare că cea mai bună combinație în teatru este combinația dintre râs și cădere pe gânduri și emoție. Așa cum spuneam, un spectacol inteligent, viu și extrem de actual. Veniți la Teatrul de Comedie și descoperiți-l. A fi sau a nu fi. Dincolo de conflictul istoric, mai avem și un alt plan al acțiunii, cel al ego-urilor artiștilor și actorul cu A mare, liderul trupei, despre care părerile sunt împărțite. El crede că este genial, toți ceilalți cred contrariul. Joseph Tura, veți descoperi că este magistral interpretat de Liviu Pintileasa. Felicitări, Liviu! Mulțumesc, ești foarte drăguță. Nu sunt. Sunt obiectivă foarte clar și spun la cald toate impresiile și senzațiile și trăirile pe care le-ai născut în mine, spectator, văzând acest personaj complex pe care îl interpretezi, Joseph Tura. Cum mai reușiți să găsești acele resorturi prin care să redai expresiv, extrem de credibil, tot amalgamul vanităților actoricești, orgoliu actorului, dorința lui, obsesia lui legată de reputația sa ca artist, până la personajul copleșit de gelozie, omul, și în același timp frica aceea palpabilă, organică, reală, care te împresoară atunci când știi că urmează o confruntare pe viață și pe moarte. Am enunțat doar o parte din trăirile pe care Joseph Tura le are și pe care tu le dezvălui, repet, magistral. Mulțumesc frumos. Bine, cred că marele merit e al regizorului Vlad Masaci, că el a avut delicatețea și talentul să ne poarte așa prin toată povestea asta și da, cred că tot ce am reușit să redau prin acest personaj e în mare măsură condus de regizor. Bun, atunci poate care au fost resorturile alea pe care le-a acționat regizorul Vlad Masaci prin povestea extraordinară, da? Probabil că sunt un actor foarte bun. Care au fost regizorul? Măi, ce a apăsat în tine? Ce a declanșat? Nu știu, experiența și poate tot ce s-a acumulat în toți anii ăștia de când fac meseria asta și poate că sunt și eu un pic de meșter în treaba asta. Hai să lăsăm modestia deoparte. Dar Liviu Pintileasa, da, ai o experiență extraordinară de scenă, de film. Au trecut câțiva ani, da, într-adevăr. Ceea ce faci în acest personaj este o dezvoltare, o descoperire a ta. O dezvăluire a ta, Liviu Pintileasa, către public. Da, cred că complicat a fost un pic complicat, că de fapt e bucurie. A fost să delimitez un pic celelalte personaje, că sunt vreo 3 sau 4, nici nu le număr. Ele vin în timpul spectacolului unul peste altul. Și delimitarea dintre ele acolo cred că a fost provocarea și cred eu că am reușit. Bine, te ajută textul, te ajută povestea, te ajută partenerii, te ajută și regizorul și, Doamne ajută, din când în când și publicul. Publicul este extrem de participativ și a dovedit deja că acest spectacol, A fi sau nu fi, este un succes de casă, un succes de public din această stagiune la Teatrul de Comedie. Cum simți publicul? Publicul e receptiv și cred că oscilarea asta între râs comic și dramatic cred că îi intrigă. Și e un carusel de-a lungul spectacolului în care limita asta între realitate și ficțiune e foarte subțire și nu știi când
dacă îți permiți și dacă ai voie să râzi de situația prin care trec oamenii ăștia. Da. Pentru că, na, oricum, spectacolul e inspirat dintr-o perioadă nu tocmai fericită din istoria omenirii cu al doilea război mondial și realitatea acelor ani cu realitatea unei trupe de actori se împlătește și nu știi când e de râs sau e de plâns. Spuneam că ești un actor cu o mare experiență de teatru, de film. Cu ce te-a îmbogățit? În ce fel te-a îmbogățit pe tine, creatorul Liviu Pintilasa, pleiada aceasta de roluri pe care, iată, o joci în spectacolul A fi sau a nu fi? Păi, cred că în mod particular acest spectacol, dar la fel ca și multe altele, nu se poate să nu lase o amprentă asupra ta. Măcar că descoperi niște mijloace noi de exprimare sau povestea acelui personaj găsește și în tine niște resorturi. Pentru că în spectacolul ăsta joc un actor. E un pic complicat tu, actor, să joci un actor care apoi joacă alte personaje. Povestea pare foarte complicată, dar spectator fiind, uitându-mă la repetiții, mi-am dat seama că de fapt nu e chiar atât de complicată, ci e fascinantă. Poți să confirm asta din postura de spectator în sală. Mulțumim. E de-a dreptul fascinant și e minunat cum ne purtați pe noi, publicul, prin toate stările astea, de la râs, da, mă bucur că se înțelege că firul epic al poveștii, care pare foarte complicat, el de fapt se înțelege și are un crescendo spre un final fericit. La sfârșitul unui spectacol spuneai că sunt resorturi pe care le resimți în tine, da? După încheierea unei reprezentații, cum a fi sau a nu fi, îți propun un exercițiu de imaginație. Okay. Suntem în foaier, lumea pleacă de la spectacol. Care crezi tu că au fost acele resorturi pe care personajul tău și spectacolul, întreg spectacolul, le-a atins la public? Cred că și sper să se întâmple asta, spectacolul, pe lângă buna dispoziție și relaxarea pe care ți-o dă o comedie, să nască și un moment de reflexie. Pentru că, din păcate, istoria se repetă și tot ce se întâmplă în acest spectacol, cu puțină imaginație, regăsim în tot ce se întâmplă în lumea din acest moment. Da, spuneam mai devreme că este un spectacol actual, extrem de actual, de viu. Da. Mulțumesc foarte mult, Liviu. Și eu vă mulțumesc. Mult succes. Doamne, și așteptăm ajută publicul să vină. Ne-am obișnuit cu el în rolurile sobre în care directorul de scenă Victor Ioan Frunză l-a distribuit și am să spun doar câteva: Spirache din Titanic Vals, el din Doi pe-n Balansoar sau directorul operei din Amadeus. De data aceasta, în A fi sau a nu fi, realizezi o compoziție fabuloasă, de un umor extraordinar, Alin Florea. Felicitări! Mulțumesc frumos! Chiar vreau să te întreb, când ești acolo, în insula ta, tu auzi, simți hohotele și buna dispoziție pe care le naști în cei din sală? În general sunt foarte concentrat la ceea ce fac, dar evident simt că e bine ce fac, așa, că are efect, dar nu... Nu pot, urechea mea nu aude foarte bine ce... Te izolezi. Cât de mult se poate râde sau ceva. Mă izolez. Pur și simplu privesc tehnic și știu ce am de făcut și nu mă pot relaxa să mă bucur. Nu pot să stai, e treabă. Poți să stai și zici, wow! Păi cam așa facem noi, să știi. Da, da. Când te vedem, pentru că să spunem că joci două personaje, un funcționar al autorității pentru cenzură și Gruppenführerul Erhard, șeful Gruppenführer. Așa, Gruppenführerul Erhard, exact. Șeful Gestapo-ului din Varșovia. Ambele sunt construite cu minuțiozitate
curiozitate, cu măestrie. De unde, cum ai făcut, cum ai găsit, cum ai construit toată această manie a grandorii, narcisismul, paranoia camarilei naziste, toate astea, un pamflet extraordinar ți-a reușit. Mă bucur că a ieșit așa și se vede așa. Ce să zic, când am citit prima oară textul, ți-a părut minunat. Nu te-a speriat puțin? Nu. Face parte din categoria de personaje pe care pur și simplu le-aș juca tot timpul. Compoziții, comedii. Dă-i omului o mască și atunci va arăta ce poate, ce știe, ce vrea. Îmi place masca. Îmi dă libertate. Da, când am citit prima oară textul, mi-am amintit de clownii lui Fellini. Acolo împarte oamenii așa în două categorii, două tipuri de clown, clownul alb și August Prostu, clownul alb care inițiază farsa și August Prostu care pică în plasă. Încasează. Uh-huh. Evident, oamenii nu sunt August Prostu și clownul alb, dar niciodată condiții. Doar exact. Clownul alb și August Prostu. Și pe principiul ăsta, gândindu-mă la filmul lui Fellini, așa mi-am construit și eu personajul, care e scris senzațional, adică nu... Extrem de ofertant, extrem de savuros. Vreau să mai punctez și aparițiile alea ale tale de curtezan. Ridicole. Ridicole, dar perfect controlate și hilare. Da. Șnec. Ești pe o linie de demarcație extrem de delicată. Ești cumva pe sârmă acolo. E un balet pe care îl faci de stări. E fișa postului. Asta trebuie să... Și se vede cu câtă bucurie îi dai viața. Spune-mi, te rog, în spatele nostru se află sala. Spectacolul s-a încheiat, lumea iese, cu ce ai vrea, cu ce îți dorești să plece spectatorul de la spectacolul a fi sau a nu fi? Cu ce? În gând, în suflet? Cu bucurie, în primul rând, să simtă că a trăit două ore și un pic de două ore de calitate. De comedie bună. Să-i pună și un pic pe gânduri, că până la urmă noi râdem de greșelile noastre, noi ca oameni, și atâta timp cât încă reușim să râdem de noi, înseamnă că mai avem o șansă. Mai există speranță. Există speranță, da. Atunci când ne luăm foarte în serios, nu prea evoluăm. Mult succes! Mulțumesc frumos! Sorin Miron, regizorul polonez al trupei de actori, tu tratezi realist și foarte nuanțat, așa, fiecare relație cu cei din echipă, adică ești extrem de nemulțumit de prestația unor actori, de toanele altora, de pretențiile exagerate ale vedetelor trupei, dar susții toate momentele confruntării cu o situație dramatică. Da, e... E colorat. Chiar e cam viața, adică... Așa e. Inspirația a fost una foarte la îndemână, aș putea spune, făcând teatru de atâta timp. În momentul în care Vlad mi-a oferit rolul, am zis ok. Am avut și câteva repere din realitate pe care nu o să le menționăm, pentru că oricum viața întotdeauna ne inspiră. Exact. Vrând nevrând, nu ai cum, și dacă vrei să spui că e totul imaginație sau creativitate, sigur că se bazează pe niște repere reale. Până la urmă așa e actorul, merge pe stradă, vede un personaj. Exact. Dar se întâlnește într-o anumită situație cu un personaj. Categoric. Și nici nu știi dacă ce vezi sau ce te impresionează, ce te atinge într-un moment, poate nici nu știi când ajungi să folosești într-un rol. Și atunci... Dar, repet, extrem de colorat,
și extrem de plin. Trebuie să fii un fin cunoscător, un foarte bun cunoscător al breslei teatrale, să spunem, în primul rând. Da, da, corect. Sigur. Din postura ta de regizor, corect, acolo, da, pe scenă, da. Și evident al firii omenești. Da, păi ceea ce ține de breaslă, cum să zic, e cunoașterea a venit de la sine după atâția ani de lucrat în teatru. Era și păcat dacă nu adunam toate informația asta. Tu ai găsit toate modalitățile alea expresive, ai niște expresii acolo în scenă, când te vede spectatorul, chiar te crede la modul cel mai real că tu ai acea tensiune a regizorului, preocupat de soarta echipei lui. Exact, echipă frica, care îl ignoră și care crede că are răspunsurile, cum se întâmplă și din nou în viață. Da. În viață. Ajung la frica și la lașitatea provocate de invazia nazistă. Da. Da, din păcate spectacolul vorbește de o parte, de o felie de viață. De adevăr istoric. De adevăr istoric, din păcate, de asta spun, din păcate, vorbește de o felie de adevăr istoric care se pare că începe să se suprapună tot mai mult și cu realitatea noastră. Sper să nu se suprapună să total. Da. Deci toate astea te-au afectat, te-au făcut să sapi, să cauți, să afli. Oricum, cu siguranță știam, că știm cu toții, din atâtea filme, scrieri, din mărturisirile celor care, iată, au trecut prin așa ceva. Dar a mai fost un lucru care mi-a plăcut atât de mult, candoarea și, cum să spun, plăcerea aia a descoperirii, bucuria vinovată a descoperirii iubirii într-un moment al vieții total nepotrivit, poate o iubire chiar târzie, neașteptată. Exact, da, da, da. Păi, Ce poate fi mai frumos și ce poate să vorbească mai frumos despre speranță decât asta, în momentele cele mai cumplite, pe care, cum zic, le trăiesc oameni, din păcate, și în ziua de azi, ce poate fi mai frumos decât aceste mici salvări pe care le are fiecare personaj când întâlnește un prieten, când întâlnește o persoană de care se îndrăgostește. Adică, până la urmă, pentru asta merită să trăim și asta ne arată și spectacolul. Razele de speranță care se ițesc în fiecare moment și de obicei în cele mai cumplite momente. În mod normal, la sfârșitul spectacolului, oricărui spectacol, tu, actorul, ieși pe scenă la aplauze. Da. Da? Bun. Îți propun un exercițiu de imaginație. Acum, aici, nu ești pe scenă, ești invizibil, da, aici în foaierul teatrului de comedie, s-a terminat spectacolul a fi sau a nu fi și publicul iese pe aceste uși și pleacă. Cu ce ai vrea tu sau îți imaginezi sau îți dorești să plece în gând, în suflet, în simțire? De la acest spectacol special. Fără doar și poate, cu speranță, cu ideea că întotdeauna reușim și trebuie să căutăm și cu siguranță reușim să găsim motivele pentru a găsi ce e frumos în jurul nostru. E un spectacol despre speranță, până la urmă, ilustrată în forma asta... Inedită. Inedită. Și o lecție. Și o lecție categoric. Și, repet, o lecție într-un moment cât se poate de real în jurul nostru. Da, actual. Actual, da, da. Mulțumesc foarte mult, Sorin Miron.
profesorul Silevski, spionul polonez, care intenționează să transmită șefului Gestapo o listă a luptătorilor rezistenței polone, este interpretat de Angel Popescu. Fără tine nu se poate juca spectacolul. Intriga spectacolului nu se poate desfășura. Ești un personaj esențial. Scurt, concis, venit, executat, frumos, nu laconic, foarte sobru. Foarte sobru. Spuneai mai devreme despre mine că sunt foarte bun la rolul de comedie. Da, toată lumea te știe în rolul de comedie. Ăsta este un rol în care ești cumva băgat într-o... Da. Dar această asumare, tot din acea rigurozitate a creierii rolurilor de comedie. Corect. Pentru că știi foarte bine că suntem colegi, comedia e umor, e o chestie foarte serios. Da, și matematică. Absolut. Dom'le, am fost în MF3. Fără matematică nu există nimic pe pământ, nimic. Nici teatru, nici muzică, nimic. Bun, așa. Deci este un personaj esențial? Aparent nu, dar pe măsura derulării firului epic ne dăm seama cu toții că el este un personaj esențial. E cumva o lume, da? Pe care o expui într-un anume, foarte sobru. Și este în contrapunct. De ce este el interesant? Este în contrapunct cu toate celelalte personaje din acest spectacol, care nu sunt puține. Exact. Acum și distribuția e, sper să nu dau greșe acum, că să mă înjure colegii, 12 sau 13 personaje. Nu, hai să-i enumerăm. Chiar sunt, e o pleiadă întreagă de actori. Liviu Pintileasa, da? Ilona Brezoian, da? Alin Florea, da? Sorin Miron la dublu cu Alexandru Conovaru, Andreea Alexandrescu, Andreea Samson, împreună cu Simona Stoicescu. Da. Și ce toți țin minte cât ți-am zis până acum. Te rog frumos să-mi spui și despre micul Grunberg. Grunberg, un actor foarte talentat, Ștefan Voicu. Am avut o surpriză extrem de plăcută să lucrez cu el. Și îmi place foarte mult, pe lângă faptul că e un actor foarte talentat și o apariție inedită. Corect, corect. E un băiat de caracter, cum puțin se mai întâlnesc. Și eu apreciez asta enorm. Ce frumos să spui faptul că lucrezi cu toți acești actori care sunt colegii tăi, sunt o altă familie, da? Familia ta din teatru. Și evident, fiind spectacolul acesta teatru în teatru, avem și anumite tipologii ale meseriilor sau ale tipologii ale oamenilor din teatru. Este până la urmă un omagiu adus teatrului, magiei. Asta vreau să spun. Iartă-mă, Corina, te rog. Asta a spus și Vlad, regizorul acestui spectacol, creatorul acestui spectacol, Vlad Masăci, că îi mulțumesc și îi mulțumim cu toții că ne-a distribuit în acest spectacol. El a spus că este o pledoarie adusă teatrului. Este aparent vorba despre război. Sigur că acțiunea se petrece în timpul invaziei în Polonia. Și atunci avem adevărul istoric de necontestat. Da. Dar este despre teatru și întrebarea esențială care se pune după urmărirea acestui spectacol este a fi sau a nu fi, tema hamletiană, a fi sau a nu fi om. Despre asta este vorba. Am să fac și cu tine același exercițiu de imaginație la care i-am provocat și pe o parte dintre colegii tăi. S-a încheiat spectacolul, nu ești pe scenă la aplauze, ești aici în foaierul teatrului de comedie și publicul iese. Ce ai vrea să vezi pe fețele lor? Surpriză, evident. Meseria noastră e de a-i face pe ei să plece modificați. În primul rând emoțional. Eu cred în primul rând în teatru de emoții. Alte segmente, sigur, putem discuta cu contenit despre asta, dar credem. Și atunci, dacă el pleacă profund mișcat și modificat după urmărirea unui spectacol, înseamnă că noi ne-am făcut treaba. Am auzit o chestie, un compliment uriaș. Jucam aici acum niște ani un cuplu ciudat cu Alex Conovaru, da, așa, și după spectacol, personajul lui Neil Simon, Felix Ungar, știi că este un ăsta bolnav de curățenie, de un tip extrem de practic și este personajul antipodul meu. Angel Popescu nu-i deloc așa. Și mi-au zis câțiva spectatori, nu vrei să ne faci nou curat cu spectacol? Minunat.
Deci cu cât ești mai, mai credibil în rol, da, cu atât ți-ai îndeplinit misia. Asta, sigur, da, mai bine. Da. Angel Popescu, îți mulțumesc și așteptăm publicul să vină la spectacolul Teatrului de Comedie A Fi sau A Nu Fi. Ștefan Voicu, în rolul actorului Grünberg cel Mare, interpretul lui Hitler, un actor tânăr, un actor la început de drum. Spune-mi, te rog, lucrul la această montare inedită, complexă, ce a însemnat pentru tine, ca tânăr actor, cumva proaspăt ieșit de pe băncile facultății, să spun așa, da? Iată că te confrunți cu niște texte mari, cu colegi actori mari, cu minunați regizori mari. Nu știu de unde să o iau, pentru că am fost și în continuare sunt foarte emoționat când mă întâlnesc cu colegii mei, când mă întâlnesc cu regizorul și când am încercat să cumva să mă lupt cu emoțiile astea, în continuare le am. Dar cred că sunt emoții bune, cred că sunt emoții constructive, iar legat de text mi se pare foarte valoros în prezent, deoarece vorbește despre niște probleme actuale, culmea, chiar dacă este un text care se referă la perioada istorică pe care au traversat-o. Să mai spunem că în 2006 revista Premier Magazine a inclus pelicula To Be or Not To Be, după care este conceput acest spectacol A Fi sau A Nu Fi, în top 50 cele mai bune comedii din toate timpurile. Deci iată încă o dată un text cu greutate, un personaj pe care îl joci teatru în teatru complex, deloc ușor. Ai zice că îi pare facil, pare ușor, dar tu zburzi efectiv printre personajele pe care le interpretezi pe scenă și te joci foarte frumos și joci foarte interesant. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult de tot! De ce ar trebui să vină publicul să vadă spectacolul A Fi sau A Nu Fi? Cred că ar trebui să vină deoarece este foarte relevant din prisma temelor, cum ar fi, spre exemplu, războiul. Mi-aduc aminte că când a izbunit războiul de curând, aveam monologul lui Grünberg, un evreu, da, și pe care vorbește despre problemele evreilor și așa, și s-a simțit în sală un soi de... Da, de e adevărat, la început te lovește toată această, da, realitate, după care ușor, ușor intri în poveste și participi la eforturile, la viața actorilor din scenă. E adevărat. Textul despre asta vorbește, cred, despre trupa aceasta de actori care cumva, în ciuda tuturor problemelor, reușește cumva să rămână împreună, să supraviețuiască. Și să-și croiască drumul către libertate. Exact, da. Deci, să vină publicul, normal, la Teatrul de Comedie. Normal, așteptăm cu mare plăcere. Să vadă A Fi sau A Nu Fi. Încercăm și astăzi să punem umărul la promovarea și înțelegerea menirii lecturii. Dincolo de colecțiile de specialitate, editura 3 conține colecția Fiction Connection, care cuprinde o zonă literară generoasă și propune lecturi plăcute, captivante, interesante și reconfortante. De ce nu pentru weekend? Lecturarea unei scrieri, de oricare fel ar fi ea, poezie, proză, publicistică, orice, este o experiență intimă și individuală. Avem și astăzi câteva recomandări de carte din colecția Fiction Connection a editurii 3, o colecție coordonată de Magdalena Mărcurescu, director editorial al editurii 3. Iată că ne revedem și mulțumim pentru ajutorul dat în demersul nostru de susținere a lecturii. Mulțumim foarte mult, Magdalena Mărcurescu. Cât la sută din a fi editor e o meserie și cât la sută e vocație? Editor de carte. Este o mare bucurie să ne întâlnim din nou. Este o întrebare grea. Păi care mai este limita dintre meserie și plăcere și asta vocație? Asta te întreb, pentru că voi, nu mai dau seama care voi este. Prin prisma profesiei citiți mult, foarte mult, citiți non-stop, citiți tot timpul. Dar pentru un om obișnuit, cum ar
trebui să se nască apetitul pentru citit, pentru lectură? Și mai departe, cum ar trebui întreținută, să spunem, această adicție? Cred că nu se poate naște altfel decât citind, pur și simplu, pentru că odată ce începi să faci lucrul ăsta, îți dai seama efectiv că viața ta este mai bogată prin simplu fapt că te poți desprinde dintr-un posibil cerc al repetitivităților, al obișnuințelor, prin simplu fapt că împărtășești mai multe vieți. Și evadezi? Și evadezi și practic găsești cu mintea ta sau cu mintea personajelor cu care te însoțești pentru câteva clipe, creezi alte universuri. Ori, practic, universul acesta este o creație nesfârșită, lumea în care trăim, și numai prin sens și prin lectură, prin metaforă, își poate releva adevărata, revela adevărata bogăție, care nu este limitată. Da, lectura este o încercare, poate să fie și un lucru greu. Ciudat este că există anumite cărți care se citesc mai greu, altele care se citesc mai frumos și mai ușor. Există diverse funcții și posturi ale cititorului. Fiecare îți aduce ceva. Fie că lectura este pentru relaxare și este lectura unui roman, fie că este o carte de non-ficțiune care te încearcă, dar cumva ești un alt individ la sfârșitul ei. Păi nu este greu să scaci... Sau de specialitate atunci exact. Când lucrezi la tine într-o evoluție, într-o lucrare permanentă a sinelui, să spun așa. Da, pur și simplu, iată una dintre cărțile pe care le-am pregătit în sezonul ăsta și nu este neapărat cartea menită relaxării, dar este menită devenirii. Este o carte a lui Michel Foucault, este un text inedit. E prima dată când a apărut în Franța și apare și în traducere la noi, despre rostul filozofiei și ce înseamnă filozofia astăzi. Păi hai să vorbim atunci despre ea, pentru că văd că ai niște recomandări serioase de carte pentru noi, pentru acest weekend. Ne și pregătim de altfel de târg, da? Da, am început cu alegerea dificilă, pentru că este genul de carte care, la capătul care ești altul. Gândești altfel, vorbești altfel și parcă ai deschis lumii pe care nu le știai în tine, tocmai datorită acestui joc conceptual și joc de reflexie spre care te împinge autorul. Iar apropo de sezonul acesta, al târgului, al Bookfest-ului, târgul de carte de vară, avem ceva în jur de 50 de cărți, de noutăți pe care le-am pregătit în luna aceasta. Este foarte greu pentru mine să aleg din atâtea titluri pentru să ne recomanzi unele anume. Toate sunt deja alese odată. Sigur, ele sunt cărți de non-ficțiune, de psihologie, literatură, eseu, paleta este foarte largă. Vorbeai de 50, aproape 50 de titluri sau mai mult de 50 da, de titluri. Da, luna mai, da. Cum reușesc editurile să achiziționeze titluri cu potențial? În primul rând, trebuie să urmărești ce-ți place, ce vrei să propui pieței, cărțile în care crezi, cărțile care îți spun ție ceva ca editor, cărțile care crezi că spun ceva despre lumea actuală și în materie de ficțiune și în materie de non-ficțiune. Și dincolo de toată chestia asta este un pariu pe care tu îl faci cu cititorul, pentru că nu este o relație, nu știu, rece, relația cu cititorul, este o relație în devenire. Descoperi cititorul, cititorul te descoperă pe tine și cumva descoperi cine ești în această relație. Și există un feedback din partea lor. Exact, exact. De altfel, târgurile de astea sunt și foarte frumoase, pentru că sunt locurile în care tu realmente vorbești cu cititorii tăi. Sigur, este și internetul, și Instagramul, și Facebookul, dar întâlnind omul concret, vezi ce anume i-a plăcut într-o carte, într-o colecție, ce se așteaptă de la tine. E ca în așa fel încât să-l surprinzi pe mai departe și să-l câștigi în continuare de partea ta, pentru că mă gândesc că nu este tocmai ușor. Există și o rivalitate, dar benefică, între edituri și este normal să fie așa. Pe orice zonă există această susținere, dar și rivalitate, repet, extrem de benefică. Văd că ai mai multe pregătite. Haideți să începem cu autoare. Da. Cu Ioana Maria Stâncescu. Așa. Este autoarea noastră, este româncă, este la al doilea roman, Tăcerea vine primul.
Ia, de altfel, tot ce am spus tatălui meu este un roman care a fost premiat la Chambéry, a avut premiul festivalului. Tăcerea vine prima este al doilea ei roman și este o carte absolut superbă. Eu pot să spun ce mi-am zis eu citind cartea asta. Cum reușește să scrie într-un mod atât de frumos și atât de percutant, atât de puternic, lucruri pe care eu nu le-aș spune despre mine, pentru că poate n-aș avea cuvintele, dar n-aș avea curajul. Este o carte despre curaj și titlul, de fapt, vorbește despre experiența cu care cea care a scris s-a confruntat, a spune ceva ce nu se lasă deci ușor spus. E o mărturisire, cumva, da? Este o poveste, este pur și simplu un roman, evident și cititorul, dar cu atât mai mult scriitorul aduce ceva într-un roman. Este o poveste despre o femeie care are o fată și este vorba despre relația adolescentă, despre dificultatea de a comunica cu propria ei fiică pe care o iubește și în raport cu care nu reușește niciodată să fie cea care și-ar dori să fie. Este o carte care aduce după ea povestea generațională, relația cu propria ei mamă într-o familie de femei din care au plecat bărbații. Este o poveste foarte frumoasă și este spusă extrem de intim, așa atingând cotloanele acelea pe care în care refuzăm să aruncăm, să punem lumina, să proiectăm lumina și să de care ne ezităm să ne apropiem. Poate că uneori avem nevoie de astfel de oglinzi puse în față, știi, și de zguduiri de acest gen. Categoric este, citind cartea, îți dai seama, nu numai cartea asta, dar este un exemplu. Această carte este categoric cea care îți spune următorul lucru. Wow, iată ce nu aș fi putut să-mi spun eu fără literatură. Apropo de faptul că am vorbit la ce bună literatura și ce fac cărțile și de ce să ne citim. Ne poate ajuta pe noi să ne descoperim pe noi înșine, nu? Da, categoric. Mai departe, ce mai? Mai recomand o carte care este foarte îndrăzneață, Jane Biggin, Măreața elvețiană. Spun premiza acestei cărți, care este extrem de atrăgătoare pentru mine și cred că și pentru cititori. Este vorba despre Greta, care se mută într-un orășel pentru că, mă rog, vrea să depășească o perioadă de viață de care s-a săturat, își dorește un nou început. Iar meseria pe care și-o alege este aceea de prin care transcrie ședințe de psihoterapie. Transcrie ședințele de psihoterapie ale unui celebru coach sexual local, vorbim de un orășel mic în care toată lumea se cunoaște, bineînțeles că ea face asta cu un contract de confidențialitate, pentru că respectivul coach vrea să scrie o carte și de asta are nevoie să o angajeze. Este foarte interesant pentru că ea, trăind cumva la marginea orașului și ducând după ea o poveste de viață și de familie care au blocat-o emoțional pur și simplu, dintr-o dată se trezește prin intermediul înregistrărilor în fața acestor povești și ce este interesant, că mergând prin cafenele în oraș, este un oraș mic, da. Recunoaște după voce oameni. Incredibil. Este pasionantă cartea pentru că este foarte haioasă. Este o carte comică și profundă în același timp. Această idee voyeuristă de a intra în viața celorlalți păstrând pactul tăcerii, exact. Este extrem de puternic, participând la poveștile celelalte și ce fac poveștile astea străine ale fețelor pe care după aceea cumva le reperează atașându-le vocea, ce fac aceste povești pentru ea și unde o duc. Foarte nu spun interesant. Mai mult despre carte, pentru că are o teză foarte puternică despre cum anume depășim traumele și ce anume ne poate face să ne deblocăm dintr-un trecut în care am înghețat și cumva care vorbește pentru noi. Și care cumva dacă nu ne trage înapoi, ne ține pe loc. Categoric. Într-un este fel. O carte extrem de amuzantă și uneori cât de mult contează pentru astăzi la un scriitor valoros felul în care este, nu știu cum să, hai să-i spunem, împachetat și livrat publicului.
contează și nu contează, contează foarte pentru mult. Pentru că, uite, mi-ai povestit despre o scriere extrem de interesantă. Dacă nu aș cunoaște nimic despre autoare, ce anume m-ar tenta să iau această carte în mâini, să o devorez? Posibil subiectul, care are o legătură și care este ca un cârlig, este un pitch ca în cazul filmelor, de pildă, sau al pieselor de teatru. Uneori și coperta joacă un rol important, pentru că este o interfață imagistică care te cheamă. Da, campania, faptul că oamenii contează cu pasiune. Dacă un autor a luat premii? Da, contează, poate conta, dar nu este totul. Este un factor și acesta printre alții. De multe ori contează și tema, cât de mult se potrivește ea într-un anume context, cât pentru de mult răspunde respectiv, așteptărilor, exact. Drept pentru care aici putem vorbi de faptul că nu orice carte merge oriunde. Depinde cumva ce anume vor oamenii. Da, și mă gândesc că poate ce e de succes în afară, nu știu, în America, în alte țări, poate că aici, în România, nu pică exact pe profilul cititorului, nu totdeauna, să spunem. În multe cazuri, da, mai ales atunci când este vorba despre ficțiune, dar da, nu întotdeauna. Să trecem mai departe, ce mai avem? Haideți să vorbim despre două cărți minunate. Aici este vorba despre un roman istoric. Este genul acela de carte pe care chiar să-ți dorești să-l citești în weekend, pentru că odată ce intri în ea nu te mai oprești. De este ce? O poveste care se întâmplă în Malaezia în 1940, cu un flashback spre 1935. Este povestea unei mame a trei copii într-o familie în timpul ocupației britanice, care și-ar dori ca țara ei să fie eliberată de colonialismul britanic și atunci e o femeie absolut obișnuită. Nici ea nu știe foarte bine, dar pentru că vrea să fie altceva, își dorește să fie o persoană mult mai importantă decât este, intră cumva într-o conjunctură și devine spion pentru japonezi, dorindu-și foarte mult ca țara ei să fie eliberată de britanici și eliberată de japonezi. Și în felul acesta, prin această relație, face un pact care o va costa foarte mult, care va avea un impact foarte mare asupra propriilor ei copii, pentru că, de asta am zis că este un roman istoric, ocupația japoneză a fost absolut devastatoare, am un raport cu cea britanică și, practic, declanșează o dramă și, pe care, iarăși, las cititorul să descopere cartea. Ce este interesant este această femeie, o casnică, care țintește spre mai mult și care, cumva, împreună cu ea ajungi să spui întrebarea care este limita dintre bine și rău sau cum anume dorim ceva, ajungem să provocăm altceva. Este o carte... Deci îți dă de gândit. Îți pune întrebări. Da. Mai departe. Și din aceeași zonă, o carte, Tan Van Eng este un scriitor de origine malaeziană, este deja la al treilea roman tradus în limba română. Casa ușilor este o carte literară. O încep și ai senzația că este cartea în care nu se întâmplă ceva care să te răscolească, să te dea peste cap. Ei bine, termin cartea asta știind cu certitudine un lucru. Nu vei uita niciodată. Așa de bine rămâne întipărită în tine. Este o carte despre un scriitor foarte cunoscut, Somerset Maugham. Pornește, de fapt, de la un fapt real, de la o pagină din biografia lui. Somerset Maugham, scriitor britanic în perioada victoriană, călătorea foarte mult și face și o călătorie în Malaezia, consemna, cumva aduna poveștile și le punea în cărți și după această călătorie în Malaezia va scrie o carte de proză scurtă. Și ce este interesant în jocul acestui roman este că, într-un fel, Tan Van Eng este scriitorul care îmbracă, completează cartea pe care a scris-o Somerset Maugham. Este o carte în carte, într-un joc al vieții extrem de atrăgător și periculos în același timp. Ai senzația că ai intrat în această casă a ușilor, o încăpere în care, cumva, ca într-o încăpere de oglinzi, numai că în loc de oglinzi ai uși. Deschideri care te poartă dinspre o poveste spre altă poveste, dinspre o semnificație spre altă semnificație și undeva acolo, în acest labirint, poate te găsești tu, cel care cauți ceva. Mai văd aici pregătit un volum.
este cel cu care încheiem seria de recomandări de astăzi. Vreau să le recomand cititorilor tineri, poate fi citit și de părinții lor. Când Hitler a furat iepurele roz, este scris de Judith Kerr, una dintre autoarele extraordinar, extraordinar de cunoscute prin seria Mog, Pisica Mog. A scris cărți pentru copii. Când Hitler a furat iepurele roz este o carte, un roman de inspirație autobiografică, pentru că familia ei, familia de evrei, a fost nevoită în 33 să fugă din Germania, iar ea, practic, sub forma unei povești pentru copii, spune acest drum pe care l-a parcurs din Germania, în Elveția, apoi în Franța și finalmente în Anglia, și toate momentele în care părinții au încercat să îi facă să participe la istorie, dar în același timp să le livreze o versiune mai simplă a acestei drame istorice pe care de fapt o trăiau, și anume că erau victime, mai ales dacă n-ar fi plecat la momentul oportun. Este o poveste foarte frumoasă despre fetița care reușește să călătorească de-a lungul Europei și care înțelege pe parcursul vieții istoria care a reușit să-i se smulgă. Foarte pozitivă, este o carte extrem de constructivă, este o carte despre un copil luptător. Avem așadar mai multe recomandări de carte din partea editurii 3, colecția Fiction Connection. Mulțumim foarte mult! Târgul e binevenit, dacă s-ar putea să fie permanent, cred că ar fi foarte bine, și cu siguranță noi vom reveni la editura 3. Mulțumim foarte mult, Magdalena Mărculescu. A fost o mare bucurie. Mulțumim. Cineva are să vină. Drama psihologică scrisă de autorul norvegian John Fosse, câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură 2023, îi aduce pe scenă Arcup din București pe Ofelia Popi și pe Ciprian Scurtea. O foarte bună ocazie pentru publicul bucureștean de a-i admira pe cei doi actori ai Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu într-un spectacol semnat de Chris Simion Mercurian. Montarea este portretul psihologic al unei relații, povestea unui cuplu aflat în impas și te ține pur și simplu cu sufletul la gură. De la scenografia care, iată, redă o casă veche, dar care îți induce exact elementele terorizante, lemnul putrezit, totul scârție, lumina lămpilor pâlpâie, spiritul malefic, fantoma care face lucrurile să se plimbe singure, până la mișcarea scenică cu ritm și cu o excelentă coreografie. Cineva are să vină este despre singurătatea în doi și eșecul lamentabil al unei relații de iubire. O nouă reprezentație pe 31 mai aici la Arcup. Ofelia Popi, actrița teatrului Radu Stanca, distinsă de 3 ori cu premiul UNITER și profesor la Catedra de Teatru a Facultății Lucian Blaga din Sibiu, o întruchipează pe ea, măcinată de teamă, de presimțiri, încercând din răsputeri să comunice cu el. Oricât ar fi de interiorizat, John Fosse este un maestru al teatrului de relație între oameni, între morți și vii, între timpuri, între văzut și nevăzut. În ce fel te-a îmbogățit textul lui Fosse și lucrul la această producție? S-a întâmplat ceva foarte interesant când am lucrat la spectacolul ăsta. Aveam senzația că mă întâlnesc cu episoade din viața mea. Adică a fost mai degrabă decât să vorbim despre o îmbogățire, mai degrabă o dezvăluire. Adică sunt momente, bineînțeles că nu e unul la unul, n-are sigur cum să fie unul la unul. E normal. Când, na, asta e o relație. Da, și asta mi se pare cel mai mișto, că vorbește despre lucruri fundamentale într-o relație dintre un bărbat și o femeie. Pentru toate fricile care apar într-o relație, speranțele, visurile, evadările mentale, suspiciunile așa, da. Și remușcările și așa mai departe. Da, da, da. Renunțările. Da, e foarte greu. Da, da, da. Dar mișcarea ta scenică, mișcarea. Aici voiam să m-a șocat atât de tare, te rog foarte mult, vorbește despre asta.
au trecut foarte mulți ani de când am mai, să zicem, am ajuns în preajma unui teatru, chiar și unei bucăți mici într-un spectacol de expresie corporală pură. Și aici, într-adevăr, ne-am propus împreună cu Chris acest lucru, pentru că are textul, are o poezie. Și poezia aia nu e ok să o exprimi, cum zic, recitând textul. Clar, nu. Sigur. Pierde din adevăr. Și tot minimalismul ăsta repetitiv al din adevărul dramatic. Este foarte, foarte da, important. Da, repetit. Și astea dau o... tot o poezie. O poezie și o... emoție. Tensiune stranie. Și atunci am decis cumva împreună și în timpul repetițiilor am ajuns la această decizie să exprimăm corporal împreună cu Ioana, care ne-a ajutat foarte mult, să exprimăm corporal această dimensiune prin personajul ea. Mărturisesc că sintagma asta, singurătate în doi, nu cred că am văzut-o acum nicăieri atât de bine conturată și conținută în mișcare scenică precum e la voi. E fabulos. Totul este transformat așa într-o coreografie, de ce să nu zic lascivă uneori, iar de la singurătatea în doi și doar glasul mării, trecem treptat la zguduirea produsă de venirea celuilalt, fostul proprietar, și atunci se descătușează toate îndoielile, toate resentimentele, toate suspiciunile. Cum te-ai raportat la această triangulație geloasă? Minți bântuite care ne surprind în casa bântuită. Mie îmi place la nebunie decizia asta ca același actor să joace ambele personaje, și soțul și proprietarul încărcat cu virilitatea. Virilitatea, da. Și îmi place pentru că aduce o dimensiune care e foarte interesantă. Totul depinde de atitudine, de fapt. Vezi același bărbat care nu are încredere în el, care e prăbușit, măcinat de propriile lui frici, gelozii și așa mai departe. Încrederii în sine. Până da, evadând din lume, ascunzându-se de oameni, și îl vezi pe același om, că de fapt e același, într-o siguranță de sine, dominant. Alfa. Stăpân, alfa, mascul alfa. Exact. Și asta aduce în spectacol încă o interpretare, și anume aceea că, de fapt, totul se întâmplă în mințile noastre. Nu e nevoie de o apariție neapărat reală sau realistă a cuiva în casă. Odată ce a apărut în minte posibilitatea, lumea se schimbă, mintea se schimbă și destinele se schimbă. Și asta mi se pare foarte, foarte puternic. E ceva care mă atinge pe mine. Da, cred că pe foarte mulți dintre noi, pentru că se întâmplă până la urmă o dirijare în alt fel a vieților noastre. Da. Dacă e să gândești în felul ăsta. Evident, e un tur de forță al vostru, al celor doi actori. Tu ne oferi acea încântare a unui joc rafinat cu care ne-ai obișnuit de atâtea ori, iar publicul bucureștean poate veni aici să te descopere, pentru că poate nu merge suficient de des, să zic așa, la Sibiu. Jocul acesta rafinat, ajustat la milimetru pe stări și pe reacții. Ce resorturi a apăsat Chris Simion Mercurian în Ofelia Popi, în arsenalul tău actoricesc? Cred că ce mi-a plăcut cel mai mult în lucrul s-a întâmplat deja de la masă, de la text, a fost o provocare a imaginației, pentru că eu sunt în principiu, sau îmi place cel mai mult zona ludică în teatru, și asta m-a cucerit cel mai tare. Jocul minților în care își imaginează și foarte multe lucruri, normal că au dispărut. Interesant, pentru că și Foze propune așa ceva, adică nu este închistat foarte clar în definirea unui personaj sau altuia, sunt lasă cumva și atemporale, adică te lasă pur și simplu să visezi, să-ți imaginezi, să zbur de mintea unde vrea ea. Da. Și asta mi-a plăcut și la Chris, faptul că lansa provocări interesante și totul a fost așa foarte jucăuș.
cu sensibilitatea și cu dăruirea voastră pentru această profesie într-un spectacol cu niște teme îngrozitor de actuale, reușiți să emoționați publicul pe care îl invităm să vă vadă, să vă descopere pe data de 31 mai aici la Arcub. Vă așteptăm cu drag. Ciprian Scurtea îl întruchipează pe el. Prins între iubire și gelozie, încearcă din răsputeri să comunice cu ea într-o simplitate șocant de eficientă. Și acum vorbim doar despre el și o să vedeți de ce, vă spun mai încolo. Minimalismul repetitiv la care la alții poate părea sec, la John Foss este emoționant până la insuportabil. Spune-mi, te rog, cum a fost pentru tine întâlnirea cu acest text? A fost o întâlnire foarte plăcută. Eu l-admir de mult pe Fosse și trebuie să recunosc că e foarte pe gustul meu. Și minimalismul ăsta chiar e foarte, foarte pe gustul meu. Întotdeauna în teatru, ca actor, în spectacole în care mi-au permis, am încercat să fie o chestie minimalistă. Aproape filmică, dar cu un interior foarte... Bine. Bine. Bine așezat. Modulat, cum se exact. Zice. Da. Sper că am reușit. Păi, ați cam reușit. Am cam reușit, așa zic și eu. Și v-a reușit acest întreg și toată această repetitivitate care, repet, este atât de bine emoționantă, emoționantă, emoționantă. Da, da, da. A fost un pericol al textului, adică la un moment dat ni s-a făcut frică de chestia asta și după aia am zis că nu avem ce să facem altceva decât să ne asumăm, că asta e estetica textului și să mergem înainte și să-i găsim cei pe dedesubt. Valurile astea ale mării se văd și se aud în permanență și însoțesc drama cuplului, casa bântuită de fantome, scârție la fiecare pas. Cumva aș spune eu că în realitate fantoma este gelozia care îi bântuie pe cei doi, da? Da. Și se strecoară așa între ei și pur și simplu roadele întorce legătură dintre aceștia. De ce spun asta? Dincolo de orice, spectacolul este în așa fel conceput între tine și Ofelia Popi, încât spectatorul percepe foarte clar că voi doi vă simțiți și vă recunoașteți foarte bine ca parteneri de scenă. Cât de complicat este să parcurgi acest carusel de emoții prin care treci de la început până la sfârșit, alături de omul care ți este atât de aproape în viața reală? Da, într-adevăr poate să fie complicat, pentru că ne cunoaștem foarte bine și cumva putem să intrăm într-o chestie de asta în care nu ne mai lăsăm surprinși unul pe altul pe scenă. Dar în același timp, doamna Ofelia Popi este o actriță foarte bună și te surprinde de fiecare dată și ne-am lăsat unul pe altul surprinși. Și împreună cu Chris, cred că am reușit să reîmprospătăm relația noastră scenică, pe scenă. Băi, ce frumos ai spus! Mulțumesc! E complicat un pic, da, când trăiești cu persoana respectivă zi de zi, cu partenerul de scenă zi de zi. Da, e și, cum să zic, e și reconfortant în același timp, adică știi că ai lângă tine o persoană în care ai încredere. Și pe care te poți baza și cu care știi foarte bine ce poți construi. Da, 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 da. Adică și, cum să zic, și ca gen de teatru pe care noi îl propunem, eu și ea suntem destul de apropiați. Și acum vă spuneam la început că am o mică surpriză, pentru că Ciprian este el și proprietarul. Tu baletezi între ambele personaje cu schimbări dramatice de atitudine, în timp ce el își pierde încrederea și se prăbușește, vine proprietarul și încarcă așa tot locul cu tensiune, cu virilitate, cu masculinitate, un registru exersat de stări și de emoții. Cum îl gestionezi? Nu mi-e foarte greu, sincer. Ok. Da, nu mi-e foarte greu, până la faptul că e... Actorul, într-adevăr, trebuie să-și facă toată munca în așa fel încât spectatorul să nu perceapă niciun fel vreo greutate, vreun efort. E bine când spui că da, nu ți-e greu. Sper că de acolo nu pare greu. Nu, deloc. A fost greu la repetiții să fac diferența între cei doi, dar odată ce am găsit registrul și am repetat,
cred că funcționează, cred că funționează bine. Nu prea am timp, nu prea am timp să mă gândesc. Sunt încărcate altfel. Da, știu, da. Nu prea am timp să mă gândesc pentru că schimbările sunt foarte scurte și trebuie să fac așa și atunci nestând să analizez, mă duc mai mult pe instinct și pe ce am construit înainte și pe gândul personajului și atunci cred că funcționează lucrurile. E fabulos cum dintr-un el stors de energie și predat pur și simplu din neputință, face așa și umpli tot cu această energie masculină de care vorbeam. Mulțumesc. Serios. E ok. Și e foarte interesant că și la sfârșit când vii la aplauze, adaugi elementul de costum prin care și publicul te diferențiază încă o dată și mai clar în cele două personaje. Da. Cumva un risc pe care Mercurian și l-a asumat distribuind același actor în două personaje, iată, diferite, dar când nu și-a asumat riscuri Chris Simion Mercurian și de data asta a mers, la sigur, cu tine. Da, e ok, e ok să ne asumăm riscuri, adică riscul, părerea mea, te duce mai departe, te duce înainte. Nu este un spectacol ușor? Nu e un spectacol ușor. Dar parcă fiecare, atunci când pleacă de la acest spectacol, pleacă așa cu propriile întrebări acasă, dar cu un sentiment foarte plăcut. Da, ok, mă bucur dacă e așa. Asta cu întrebările întotdeauna am ținut în spectacolul în care joc să nască o cât de mică întrebare, un cât de mic semn de întrebare. Adică cred că asta e unul dintre erorile teatrului, să spui niște întrebări când pleci de acolo. Dacă e așa, mă bucur foarte tare. Ciprian Scurtea, felicitări. Mulțumesc. Și zic să invităm publicul? Să invităm publicul să vină la Arcup, da. Scenografia este semnată de duoul creativ Bianca și Sabina Veșteman, iar coreografia este realizată de Ioana Macarie, dansator, regizor de dans contemporan, coreograf de teatru și televiziune. E foarte greu să prinzi în cuvinte necuprinsul și să exprimi inexprimabilul. Dar sintagma Singurătate în doi, să știi că eu am văzut-o excelent creionată și colorată de tine prin mișcarea scenică pe care ai semnat-o la această producție impresionantă. Cum ai lucrat cu cei doi actori care se simt și se recunosc atât de bine ca parteneri de scenă? Într-adevăr, ei se recunosc ca parteneri de scenă, tocmai pentru că și formează un cuplu în viața reală. Contează foarte mult. Enorm. Contează pentru că știi cumva și partea bună a lucrurilor, cunoști pe de altă parte și chichițele negative, adică știi dacă o să faci un gest ce se întâmplă mai departe, știi cam cum a reacționat. Deci asta a fost un avantaj. A fost un avantaj, tocmai din pricina faptului că au înțeles foarte bine tipul de relație în care pot fi. Și atunci au făcut o diferență, adică au putut să diferențieze felul în care sunt ei ca și cuplu cu ce au de făcut aici. Ideea este că simplitatea ne-a ghidat foarte mult și trebuie să spun că sunt extraordinar de bucuroasă că mi-a oferit Chris această șansă să pot să lucrez cu Ofelia și cu Ciprian. Cumva de Ofelia întotdeauna am auzit. Incredibil de expresiv. Da, exact. Și asta cumva a fost, adică prin intermediul lui Chris am reușit practic să găsesc oameni ăștia expresivi care să meargă pe ce am avut eu în cap până la urmă. Despre asta e. Deci, altfel pot să mai lucrez și în alte medii, dar cu asemenea expresivitate ei înțelegeau până la jumătatea frazei. Adică n-apucam să o termin pentru că știu exact. Care executau pentru că venea exact din ei. Prin reducerea radicală a limbajului și a acțiunii dramatice, tu ai reușit să exprimi prin mișcare, prin dans, cele mai puternice emoții umane de anxietate și de neputință. Cât de mult a contat, iată, scenografia atent construită pentru această producție în demersul tău? Este o scenografie cu totul specială. Este cu totul specială și a fost... Ăsta e un spectacol care a fost gândit împreună, într-un anumit fel. Și asta, într-adevăr, ne-a ajutat să putem să ajungem la simplitatea asta. Pentru că pe aceeași idee a lui Chris, cumva fiecare și-a conturat elementele pe care noi să le putem folosi. Dacă eu, ca instrument, am avut doi actori extraordinari, Bianca și Sabina au avut, într-adevăr, cumva această neterminare a lucrurilor exact și acest aspect de casă părăsită, efectiv, goală pe dinăuntru, la fel cum sunt și cumva personajele într-un anumit fel. Ideea este că construcția a venit împreună cu ei.
Un element important este improvizația la care în continuare apelează Ofelia într-un anumit moment cheie, de altfel, în spectacol. Acel moment, dacă îl construiam să fie fix, o coreografie cumva știută, finită. Exact, da? Vedeai exact. Te uitai și observai exact pașii cumva care au dus la asta și încărcătura aia n-ar mai fi fost atât de valabilă. În momentul în care ea are câteva elemente pe care are voie să le folosească în concordanță cu cum se simte ea în momentul respectiv, ea atunci devine reală, devine adevărată, vie. Exact, devine vie și atunci senzația ei este împreună cu personajul, este împreună cu scenografia, este împreună cu mișcarea și este împreună... Cu mina, cu muzica, exact. Cu acest întreg extraordinar. Cu publicul aici prezent. Cu publicul. Exact. Da. Cineva are să vină, este așadar un spectacol foarte senzorial, indiferent de cheia în care alegi să-l vezi, de la care pleci acasă cu imaginea vizual-auditivă a valurilor albe și negre care se izbesc implacabil de pietre. O nouă reprezentație pe data de 31 mai aici, la Arcub. Observatorul astronomic Amiral Vasile Urseanu este singurul observator astronomic din capitală deschis publicului larg. Își datorează existența amiralului Vasile Urseanu, care din fonduri proprii în anul 1910, după planurile arhitectului Ioan de Berindei, a construit această clădire. Pe Bulevardul Colței, actualul Bulevard Lascăr Catargiu, numărul 21, despre care obișnuia să spună: mi-am construit casa în formă de iaht, având o cupolă de observator, ca în același timp când fac observații cu luneta, să am senzația că plutesc pe mare. Cam așa a început aventura observatorului astronomic Amiral Vasile Urseanu. Vă invit să-i trecem pragul. În anul 1933, Jean Urseanu, văduva amiralului, a donat clădirea Municipalității Orașului București. Pe placa aceasta comemorativă din interiorul clădirii, sub portretul familiei Urseanu, realizat de către pictorul Camil Resu, stă scris: după o viață de muncă și credință, au dăruit acest lăcaș ca să fie adăpost de artă și prilej de înălțare sufletească. La observator se poate vizita expoziția de astronomie și se pot face observații astronomice. Pentru a vă putea bucura de o seară plăcută de observații astronomice, trebuie să știți cu exactitate când se pot face acestea. Domnul Adrian Șonca, astronom, muzeograf la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu, ne introduce astăzi în tainele acestui loc cu totul și cu totul special, Observatorul Astronomic, parte din Muzeul Municipiului București. Exact, da? Așa este. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua. Mulțumim că ne-ați primit. Suntem într-o primă cameră, da, asta se numește o expoziție permanentă la dumneavoastră, Sistemul Solar. Vorbiți-mi mai multe despre acest loc. Sigur, noi aici avem în principal partea de observații, dar ne-am gândit că e nevoie să fie și o parte de expoziții, ceva de genul ăsta, numai că noi nu avem exponate, nu avem artefacte astronomice multe. Mă gândesc că ar fi destul de complicat să luați planetele și să le aduceți propriu-zis. Da, ne ajută că sunt deja pe cer, exact. Și se schimbă așa, dar oamenii totuși trebuie să afle câte ceva despre univers înainte să meargă să-l vadă sus pe terasă. Și ne-am gândit să facem o sală a planetelor. Și ne-am gândit să nu punem poze deloc cu planetele, pentru că sunt foarte puține fotografii aici, să facem un fel de infografice în care să le explicăm oamenilor ce e cu planetele, cum se compară ele una cu alta. Deci vă întreb foarte clar. Eu mă uit pe cer, da? Okay. De unde știu care e planetă și care este stea? Scintilație, poziție, mișcare, ziceți-mi, vă rog. E aproape imposibil ca un om care nu știe deloc ce e pe cer să spună că ceva e planetă sau nu. În principiu, planetele nu pâlpâie, da. Adică nu scintilează, dar și stelele care sunt foarte sus pe cer sunt la fel. Nici stelele care sunt pe cer nu scintilează sus, deci poți să confunzi. E cam greu. Trebuie doar să înveți constelațiile și să vezi când este o stea în plus. Ideea este că, în constelația respectivă, ideea este că dacă ai văzut o planetă odată, mereu vei ști unde este. Deci trebuie doar prima oară să identifici planeta, că după aia știi pe unde e, pentru că și planetele astea
nu se mișcă așa repede pe cer. Da? Se mișcă în câteva săptămâni, luni sau chiar mai încet. Deci, practic, ai văzut-o și cam pe acolo rămâne o perioadă destul de lungă de timp. Noi aici, în sala asta, nu învățăm pe oameni cum să găsească planetele, ci îi învățăm că există doar câteva planete în sistemul solar, că sunt și mai multe descoperite până în prezent și că noi am trimis sonde spațiale până la multe planete, avem un panou frumos aici, iar după aia le arătăm și câteva fotografii luate de sondele spațiale care au trecut sau au fost pe planete. Deci încercăm să le arătăm planetele de pe Pământ, cum se vede de pe Pământ, pentru că o să le vadă prin telescop. Exact, la urmărirea propriu-zisă. Avem aici un obiect foarte interesant, o masă de lucru cu aplicații pentru copii. Da, cuvântul ăsta, copii, da, păi e o nu problemă. Nu știu, haideți să vedem cum facem, că nu e numai pentru copii. Oamenii mari sunt foarte interesați de aceste locuri. Da, din păcate, oamenii mari sunt la fel ca și copiii, adică ei, copiii, nu știu nimic, în principiu, da? Sunt mici, și oamenii mari, la fel, când fac jocurile astea pentru copii, le greșesc. Le fac la fel de greu cum le fac copiii, da, e foarte ciudat. Astronomia atrage copiii, părinții le citesc, le dau, chiar dacă ei nu învață la școală astronomie, dar aud despre ea. Și ne-am gândit să facem și o masă de asta de jocuri în care fie aranjează planetele sau află chestii despre Saturn. Și în felul ăsta Saturnul își pot Saturn. Structura și ei informațiile altfel și chiar învață lucruri, nu? Sigur, numai că nu știu dacă și în alte locuri e la fel, practic copiii au început acum să ignore ce în jurul lor și să stea toți pe masa asta. Toți, sute de mii de degete sunt pe masa asta fiecare săptămână. Vreau să mai spun ceva. Emisiunea noastră este cu recomandări pentru weekend. Ne-ați spus când ne-am văzut la începutul întâlnirii noastre că recomandarea pe care doriți să o facem nu este neapărat pentru weekend, pentru că în weekend sunteți asaltați. Sunteți plini, da? Oamenii stau efectiv în așteptare ca să intre la observatorul astronomic. Deci, cumva, dacă vreți și ne dați voie, recomandarea noastră ar fi veniți, domne, și în timpul săptămânii, că e foarte frumos și minunat aici la observatorul astronomic. Sigur și, într-adevăr, vinerea și sâmbăta sunt mulți oameni. Noi primim pe toți cei care stau la coadă, dar de obicei se stă mai mult la coadă decât în celelalte zile. Și avantajul aici la observator este că noi avem deschis până la ora 10 noaptea, inclusiv marțea, miercurea, joia. Deci oamenii pot veni după serviciu, după ce merg acasă, exact. Se vină la noi la ora 9, când e ultima intrare. Cumva aș vrea să mergem și în cealaltă sală, care este destinată stelelor, da? Vă rugăm să ne urmați. Bun, și am ajuns în sala destinată stelelor. Am vorbit un pic așa, am atins subiectul de care e planetă, care este. Vreau să vă întreb, care sunt dotările de care dispune observatorul astronomic? Da, vă referiți la instrumentele astronomice. Exact. Desigur, avem instrumente astronomice destul de multe și la noi întotdeauna în astronomie contează diametrul telescopului și noi când vorbim cu alții întrebăm ce telescop ai, cât de mare e ceva de genul ăsta și noi avem telescoape de 40 de centimetri în diametru, nu sunt cele mai mari din țară. Și mai sunt la Galați. La Galați e unul de jumătate, da? De metru, pentru public vorbesc, da. Dar sunt îndeajuns ca să-ți poată arăta planetele, luna foarte bine, pentru că stelele se văd toate ca niște puncte, deci nu contează cât de mare e telescopul, poți nici măcar prin telescopul spațial Hubble nu se văd stelele mari, deci asta nu e important. Din potrivă, la stele ai nevoie de un instrument mai mic, mai scurt, care să arate multe stele deodată, câmpul mai mare. Avem ca tot ce ne trebuie, inclusiv o lunetă solară, așteptăm să înceapă să se strice peste câțiva ani și să ne luăm unele din noi. Practic, de aici, de la observator, puteți vedea prin instrumentele astronomice stele, planete, luna, stelele duble, roiuri stelare și câteva nebuloase, nu? Da, da, sună bine așa când le vorbim despre toate la un loc. Dar trebuie să fie în fiecare seară să fie senin ca să putem să facem observațiile astea, dacă e. Da, din păcate, din ce în ce mai mult în ultimii ani trebuie să le spunem oamenilor că dacă sunt nori nu se vede nimic, dacă scade apă în ochi când te uiți în sus nu se vede nimic, pentru că plouă, sunt nori și în principiu la noi, dacă vii odată la vreo 3 luni, aici la observator, cerul o să vezi diferit. Alt cer. Exact. Se schimbă cerul și ne ajută într-un fel.
Nu o să vezi în fiecare seară planete dacă vii aici, pentru că au și ele perioada lor specială de vizibilitate, dar stele și alte obiecte se văd în fiecare seară, dar altele, bineînțeles, odată la 3 luni. Și, scuze, da? Aici, în sala stelelor, avem niște stele puse așa, în funcție de mărime, sunt alese pentru fiecare anotimp, astfel încât când vine omul... Să știm exact pe care am putea să le vedem. Exact. Și își aduc aminte și de ceea ce au văzut aici, cât de mari sunt ele față de soare, când le văd pe cer ca pe un simplu pont. Deci, încă o dată, în primul rând trebuie să fie noapte. Nu contează cum e telescopul sau trebuie să fie noapte ca să putem să facem observațiile în cauză. Și trebuie să fie senin. Iată. Senin, da. Vara avem o mică problemă în iulie și puțin în august. Pentru că se noptează târziu. Destul de târziu. Ne gândim într-un fel să remediem situația asta. Nu facem noapte mai devreme, că nu putem, dar o să vedem ce putem face să stăm mai mult, măcar în weekend. Dar avem vreo având lună și ceva. Cererea atât de mare și pentru perioada de vară, mai ales când oamenii poate că petrec mai mult timp în aer liber, merg în parcuri, merg la muzee sau unde merg la concerte, pe seară, într-adevăr, poate că ar fi o idee să se poată să stăm face mai mult măcar sâmbătă seara. Noi ne-am gândit la asta și de obicei mai avem evenimente cum a fi ziua astronomiei, când stăm mai mult. Și știu că alea se vânează. Eclipsele, cum stăm mai mult, da, da. Oricum, sunt multe de văzut, nu trebuie să te aștepți să le vezi pe toate într-o seară, ci îți trebuie măcar un an până când vezi toate planetele și tot așa. Eu vă spun atât, este fascinant și vreau să urmăm această fascinație unde? În? Mergem sus în cupolă, unde avem un instrument astronomic destul de mare pe care folosim la evenimente speciale. Să mergem în cupolă! Ne aflăm chiar în locul din care și amiralul Urseanu și cu cei pasionați astronomie de acum sute de mii de ani făceau observații astronomice și, într-adevăr, cupola, partea de sus, este aceeași, este veche, de 100 și ceva de ani și, mai mult, stă pe niște bile care sunt o buze de turn. Niște bile așa și noi când rotim cupola, o rotim pe o buze de turn. Sună bine, mă rog, nu prea. Deci o rotiți în așa fel încât ea ulterior să se deschidă în lateral, da? Da, locul acesta e făcut să și protejeze instrumentul astronomic, da? Să nu trebuiască să-l cari, să-l duci undeva și să te poți uita în liniște ferit de lumina din jurul clădirii. Și atunci cupola se deschide și culmea e că se deschide ca în 1900. Se trage de un lanț cu mâna. Și se ridică o trapă. Și odată ce ai ridicat, ai deschis-o, trebuie să rotești de mânerele astea cu toată puterea. O rotești stânga-dreapta în funcție de locul în care se află obiectul pe care vrei să-l vezi. Presupun că deschideți cupola ori de câte ori sunt evenimente astronomice pe cer, da? Pentru că nu aș vrea să... Dar chiar vă întreb, câte seri, câte nopți din viața dumneavoastră ați petrecut aici, în această sală, în această cupolă? Aș putea să vă spun exact, dar nu m-ați crede, da? Că eu am loc de observații, orice astronom are un jurnal de observații, nu știu ce, dar destul de multe, sute de nopți pe an, da? Nu mai mult de 365, că se, da? Atâta e un an, dar din cupolă, de obicei, observi un obiect timp de multe ore. Iei imagini, te uiți la el, pentru că te ajută foarte mult să stai așa, cupola asta, să stai liniștit, să observi un singur obiect. Dacă vrei să observi mai multe obiecte, ai nevoie de cerul deschis. Și atunci observațiile se fac, iată, de pe terasa. Desigur, avem și asta pentru observații, dar avem și terasa. Și pot să spun că această cupolă se folosește într-adevăr la fenomene deosebite, adică telescopul de aici, plus când e o planetă, când se apropie o planetă de Pământ. Pentru că vorbim acum despre acest telescop. El a fost instalat aici odată cu acel proiect de restaurare, da, a observatorului astronomic. În 2017. În 2017 s-a redeschis observatorul după ce a fost închis pe 2014, a fost reabilitat pe fondul Regio și din fondurile acelea s-au cumpărat și instrumente astronomice, printre care telescopul acesta, care e un telescop destul de mare și e cam îndeajuns de mare pentru ceea ce poți vedea din orașul nostru. Să știți că, uite, noaptea asfaltul se încălzește și aerul cald se ridică. Da. Și nu vezi bine dacă ai un instrument mare, bine să ai ceva moderat. Și într-adevăr e un telescop nou, 2017. Practic acest telescop a înlocuit luneta existentă atunci, da? Înainte aici era o lunetă veche de epocă din 1910, cumpărată de amiralul Urseanu. Adică exact luneta Zeiss, acea originală despre care Zeiss, toată lumea știe, exact, da? Era un pic depășită, da, pentru cât public avem noi, pentru că
nu pentru că era mică sau mare, ci pur și simplu nu mai urmărea obiectele și noi când avem oameni la coadă trebuie să se uite toți. Și acea lunetă este în continuare expusă publicului, adică o putem vedea, ca să spun așa. Da, o poți vedea. De exemplu, noi am pus-o într-un balcon acoperit al clădirii și dacă te duci pe strada Amiral Urseanu, te uiți la luneta lui Urseanu, situată în observatorul lui Urseanu. Exact, da? Deci se poate vedea fotografia de departe. Și da, e o lunetă bună, dar telescopul acesta fiind mai mare și modern, ne ajută mult mai mult. Da? E mult mai eficient. Spuneți-mi, vă rog frumos, în următoarea jumătate de an, 2024, ce putem vedea, ce putem admira, ce putem urmări pe cer, ca și evenimente astronomice de excepție, să spun. Noi avem evenimentele care sunt deosebite și oamenii pot veni să vadă, o să vă spun imediat despre ele, dar avem și fundalul acesta astronomic de stele, constelații și alte tipuri de obiecte care se ved mereu în fiecare seară. Deci în fiecare seară poți vedea ceva de aici de la noi, dar dacă vrei eclipse sau planete, trebuie să știi când să vii. De exemplu, ca fenomen, o să apară planeta Venus pe cer. Începând cu luna august, planeta Venus apare seara pe cer și se poate vedea, se spune luceafărul, acum luceafăr de seară, se poate vedea, e foarte strălucitoare, se vede foarte bine prin telescoape. E mai strălucitoare decât Sirius? Da, mult mai strălucitoare. Mult mai da. Și se vede destul de bine. Apoi, în septembrie, pe 18, o să avem o eclipsă de lună. Și deci o să fie 18 septembrie. Dimineața, la ora 5 dimineața. Dimineața, la ora 5, e cum facem? Ne trezim? Noi nu putem veni aici la observator să vedem. Ba da, noi o să avem deschis. Da. Cine vrea să vină să o vadă de la noi, să o vadă, dar o eclipsă se poate vedea și de acasă, din balcon. Sigur, nu trebuie neapărat să vii până aici, mai ales la ora 5 dimineața, dar noi vom fi aici. O să apară planetele, deci sfârșitul anului, ultimele câteva luni ale anului vor fi extraordinare pentru că vor apărea pe rând planetele. Saturn apare din octombrie, apoi Jupiter prin noiembrie și până în decembrie, că vorbim doar de anul acesta, se vor vedea amândouă. Deci cine vine prin decembrie la noi la sfârșitul anului va vedea două planete pe cer, cele mai frumoase planete. Dacă nu-ți plac alea, nu mai vine niciodată la noi, dar pentru că sunt destul de spectaculoase. Și anul acesta planeta Saturn pățește ceva. Ce pățește? O să-i se vadă inelele de pe muchie și aproape ca și cum n-ar avea inele. Și lucrul acesta se petrece la fiecare 14 ani și durează cam un an. Și începe acum din vară și până la anul, la final, o să-l vedem. Putem urmări Saturn așa, în această poziționare. Am mai avut și acum 14 ani și oamenii erau dezamăgiți. Unde sunt inelele lui Saturn? Dar odată ce le explici că e un fenomen rar, revin după un an, doi. Și din decembrie comete, apare Marte. Avem comete. Avem și o cometă, dar nu știm dacă va atinge o strălucire destul de mare ca să poată fi văzută cu ochi liber în octombrie. În a doua jumătate al octombrie plus în celelalte luni o să fie o cometă care pentru prima oară se apropie de Soare, vine de departe și acestea de obicei devin strălucitoare. Și aceasta este bine poziționată pentru observat seara. După ce apune Soarele, la vreo oră privești înspre vest, și dacă ea o să fie cum trebuie, o să vedem cu ochii liberi. Se vede cu tot, așa, cu coadă, ei, da. Dar vom afla atunci, cam cu o lună înainte, ce face. Momentan e în grafic, să zic așa. O așteptăm. O vedem deja, o putem observa, dar nu e la strălucire maximă. Nu e spectaculoasă. Și mai frumos apare Marte pe cer. O planetă care e destul de rar, așa că se vede destul de rar. Odată la vreo 2 ani și ceva se apropie de noi și o să apară în decembrie și în ianuarie. Și o să se vadă foarte bine, mai ales pe instrumentul acesta. Să mai spunem că luna e în Perseide? Se întâmplă în cam da, fiecare lună? Luna, se întâmplă? Da, luna care se mișcă foarte repede pe cer, înconjoară cerul în 29 de zile, trece pe lângă obiecte interesante și o să treacă anul acesta, nu s-a mai întâmplat de mulți ani, pe lângă roiul stelar Pleiade din constelația Taurul și o să se vadă toamna și iarna. Avem cam vreo o zi, două pe lună, când luna se află în preajma celor stele. Foarte frumos. Vezi și luna și vezi foarte multe stele pe lângă ea. De obicei nu e așa, pentru că luna nu trece prin zone cu multe stele. Cam asta e singura zonă. Și stelele astea căzătoare, cum reușim noi până la urmă să le vedem așa cu ochiul liber? Că unele dintre ele cad foarte repede. Păi tocmai de asta sunt stele căzătoare. Exact. De obicei oamenii văd stele căzătoare și își pun dorințe, dar eu sunt sigur că ei își pun dorințe pe sateliți artificiali, pentru că aceștia se văd câteva minute și dacă ai văzut ceva care se mișcă timp de câteva minute, n-a fost stea căzătoare. Ele nu se văd de la observator, pentru că nu poți să vezi cu un instrument astronomic ceva care durează o fracțiune de secundă. Trebuie să meargă oamenii afară,
în august, deschis, ca să spun undeva așa, lângă București, dacă sunt în București, dacă nu, lângă orașul sau lor. Sau o clădire foarte înaltă, în așa fel încât să aibă tot cât mai mult cer deschis. Și avem în august, avem în decembrie, avem în octombrie și noiembrie, avem momente când se văd foarte multe stele căzătoare. Noi le avem pe site-ul nostru planificate, toate oamenii se pot uita acolo dacă vor, inclusiv pot verifica dacă se văd planete când vor ei să vină la observator. Ce ar trebui să știe în mod concret, să subliniem acum că suntem pe finalul materialului, ce ar trebui să știe omul în mod concret atunci când vrea să-și planifice o vizită aici la observatorul astronomic Amiral Vasile Ursan? Ok. În primul rând trebuie să știi că noi nu avem telefon, deci nu ne poate suna să ne întrebe ceva, ne poate scrie, dar nu știm dacă suntem disponibili atunci să răspundem. Trebuie să fie senin. Trebuie de ce nu avem telefoane? Poți să pun nu o întrebare? Nu mai avem, pentru că oamenii sunau și întrebau ce scrie pe site. Și nu avem om dedicat, suntem aici numai oameni cu astronomia și stăteam să răspundem. Câți lucrați aici? De curiozitate, sunteți trei specialiști? În ale cerului. Doi specialiști și, mă rog, un istoric. Deci suntem foarte puțini și mai avem doi colaboratori, într-adevăr, dar, mă rog. Și trebuie să aibă o aplicație, oamenii care vor să vină aici, așa, pe care se văd nori. Și dacă sunt nori deasupra Bucureștiului, să nu vină. Să nu vină, pentru că o să vadă doar expoziția și poate au mai văzut-o. Deci, practic, trebuie să se uite cu câteva ore înainte, nu cu câteva zile înainte, să vadă dacă sunt nori în seara respectivă și să decidă atunci. Deci să nu decidă cu trei zile înainte, ci cu câteva ore. Iar apoi, atât, să vii aici când e senin, să fie deschis. Și până la urmă ne știm clar cu programarea, dar știm clar că este deschis până la ora 21, se poate intra pentru ultimele observații. Deci noi nu avem programări, că nu suntem restaurant, nu avem mese și scaune. Logic. Oamenii pot veni și ultimul om intră la ora 21, stăm până la 10, bineînțeles, și depinde în ce zi vine. Dacă vine marțea și miercurea, o să avem 20 de oameni într-o oră. Dacă vine sâmbătă, o să avem 200 într-o oră și depinde. Foarte important ziua în care vii. E bine să vină și în weekend, dacă e frumos. Dar să vină și în timpul săptămânii. Exact. Am să mai spun eu așa, termenul de planetă vine din limba greacă. Nu plecați de lângă mine, pentru că vreau să citesc ceva și dumneavoastră, dacă nu e bine ceea ce spun, să mă contraziceți, da? Spuneam că vine din limba greacă, unde planetos înseamnă rătăcitoare. Da. Exact. Planetele sunt cele mai spectaculoase obiecte de observat prin aceste instrumente ale observatorului astronomic și stelele, așa cum era, cum am spus și despre Sirius, care e una dintre cele mai strălucitoare stele, și celelalte obiecte se află mereu pe cer. Și așa cum v-a spus domnul Șonca mai devreme, eu zic să veniți, pentru că dacă veniți, de exemplu, o dată la 3 luni, de fiecare dată, la fiecare vizită a dumneavoastră, cerul va arăta altfel.